numărul accidentelor de muncă petrecute lunar în județul Olt rămâne ridicat. În iulie au fost raportate de ITM 12 astfel de evenimente nedorite, două dintre ele soldându-se cu decesul unor salariați. Prima victimă avea 42 de ani și a murit în urma unui accident feroviar. Un eveniment produs în data de 18 iulie 2021, un bărbat în vârstă de 42 de ani, angajat al unei societăți de transport feroviar, în timp ce efectua serviciul în zona Gării Drăgănești-Olt, a intrat în gabaritul linii feroviare și a fost accidentat mortal de către un tren de călători. Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a declanșat o anchetă și după ce un muncitor în construcție a decedat la spitalul din Slatina, unde a fost transportat după ce s-a simțit rău la serviciu. Drama s-a petrecut la finele lunii trecute. Un bărbat de 51 de ani, angajat al unei societăți de construcții, în timp ce desfășura activitate ca fierar betonist în incinta unui șantier din localitatea Balș, a prezentat o stare acută de rău. A fost solicitat serviciul de ambulanță, a fost transportat la spitalul Roșenez Balș, ulterior la spitalul județean de urgență Slatina, unde a decedat. Inspectorii de muncă susțin că mare parte dintre accidentele de muncă au avut loc ca urmare a nerespectării de către salariați a normelor de protecție a muncii.